Circa 20 de producători agricoli, membri ai organizațiilor obștești, dar și reprezentanți ai administrației publice locale, s-au întrunit la incubatorul de afaceri din Isporeni, unde au participat la un atelier regional de dezvoltare rurală. În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre situația din sectorul agricol, dar și cea din satele raionului și cum ar putea ei să o îmbunătățească pentru a atinge cât mai multe performanțe. De asemenea, aceștia s-au arătat deschiși pentru a fi constituită o platformă de dezvoltare rurală regională la Nisporeni. Fiecare își dorește să dezvolte afacerea, dar este nevoie de bani. Sunt nevoie de granturi, sunt nevoie de investiții, pe care, cu păreri de rău, guvernul nu le are în prezent, dar este posibilitatea de a atrage investiții străine. Și deci noi mergem cu un pas înainte acestor cerințe, deoarece s-a schimbat și modalitatea atragerilor investiții, adică multe investiții vor veni doar prin asociații, doar prin ONG-uri. Acesta tot va fi un ONG care va avea organele de conducere și care va lucra în beneficiu producătorilor agricoli din regiunea Nisporeni. Eu cred că acest eveniment este unul binevenit și cu siguranță cei care sunteți aici văd că vă este interesant și la moment știu că Uniunea Europeană alocă diferite granturi și nu le vor acorda nemijlocit guvernului, dar le vor acorda prin intermediul acestor platforme. Această platformă va constitui o punte de legătură între sectorul privat, societatea civilă și fermieri. Astfel, prin intermediul acestei structuri, toți cei implicați vor avea posibilitatea să îmbunătățească politicile care țin de dezvoltarea rurală. Astăzi am identificat doritorii de a deveni membri, au pus semnătură că ei sunt ca membri acestei platforme regionale de dezvoltare rurală din Nisporeni și urmează să constituim organele de conducere. Ulterior, la următorul atelier, eu cred că în baza cererilor depuse care le vom avea, vom constitui platforma de dezvoltare regională pentru Nisporeni. Prin intermediul acestei platforme, producătorii agricole vor putea să facă schimb de experiență cu fermierii din alte raioane care au beneficiat deja de anumite proiecte datorită acestei structuri. De asemenea, ei vor avea posibilitatea să se integreze în rețelele europene, de unde să preia practici inovative și să le implementeze în localitățile rurale. Membrii platformei, în primul rând, trebuie să promoveze la nivel național, la nivel regional, mai întâi și mai apoi la nivel național, care sunt acele priorități pentru această regiune, pentru Nisporeni. Și desigur, în contextul respectiv, pot fi atrase programe, proiecte pentru a dezvolta atât infrastructura, serviciile sociale, agricultura, toate aspectele ce țin de partea de dezvoltare rurală, ca să fie mai funcționale, ca să meargă într-un pas mai dinamic în dezvoltare. Și aceasta trebuie făcut cu implicare. Aurelia Bodnar susține că raionul Nisporeni are un potențial agricol și turistic care trebuie valorificat. Toate posibilitățile, resursele care sunt în această regiune, ele trebuie valorificate într-o măsură mai deplină. De aceea, această platformă, ea poate contribui cu propuneri, cu activități, cu recomandări pentru atât la nivel de politici, cât și activități concrete, strategice, poate contribui la o situație mai bună, atât în raion, cât și în satele din raionul Nisporeni. În prezent, din Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, fac parte 8 platforme în țară. La 29 noiembrie, la Chișinău, va avea loc adunarea generală a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la care vor participa și reprezentanți ai sectorului privat, ai societății civile și ai administrației publice locale din raionul Nisporeni.